Dezbatere importantă pentru sănătatea noastră urmează să aibă loc, mai ales că vizează unul dintre alimentele pe care îl consumăm la fiecare masă sau aproape la fiecare masă. Știți că am vorbit la un moment dat, vă întrebam despre pâine, dacă consumați pâine, cum arată pâinea dumneavoastră. E bine, a venit momentul ca medicul să ne spună care este cea mai bună pâine pe care ar trebui să o consumăm sau dacă ar trebui să renunțăm cumva la pâine. Spun bun revenit medicului Virgiliu Stroiescu, doctor în medicină. Domnule doctor, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Și eu la fel. Avem întrebări grele pentru dumneavoastră și importante. Pâine. Nu grele, interesante. Interesante. Nimic nu e greu, absolut. Dar da, ceva interesant. Ce veți cunoaște adevărul, da, și tulbură orice dezinformare. Aici e interesant. Știința caută adevărul, dar cu părere de rău, până ajungi la adevăr, trebuie să treci prin dezinformări. Și după ce te chinui mult și dai la o parte dezinformări, le apare frumos adevărul. Și ăla te face liber. Și în momentul în care știi adevărul, nimeni nu poate să te mai contrazică. Perfect. Despre pâine vorbim astăzi, domnule doctor, și înainte de a vă pune întrebările pe care noi le avem, aș vrea să mă adresez ascultătorilor noștri, dragi prieteni. Puteți trimite întrebările dumneavoastră pentru medicul Virgiliu Stroiescu. Astăzi vorbim despre pâine. Data trecută a venit una dintre întrebări, sau una dintre întrebările care au venit data trecută, a fost despre cum și ce să pun în pâinea pe care mi-o fac acasă. Poate că și dumneavoastră aveți întrebări despre pâinea pe care o mâncați, despre câtă pâine să mâncați, dacă e bine să mâncați în cazul în care poate suferiți de, știu, diabet sau o altă boală. Puneți aceste întrebări medicului la numărul nostru de telefon 0751 400 300 prin SMS sau prin WhatsApp. Mesaj pe WhatsApp 0751 400 300. Raluca, ai cuvântul. Am găsit. Da, am cuvântul. Eu am citit foarte multe articole, atât eu cât și telespectatorii de acasă, au citit nenumărate articole în presă în care se spunea că pâinea albă nu este bună sau că, nu, din contră, pâinea este foarte bună și trebuie consumată zilnic. Dacă spunem că nu este bună, deja intrăm în pâinea cea de toate zilele. Cum să nu o mâncăm dacă e de toate zilele? Și dacă apar și niște semințe pe pâine, atunci e clar că este bună și dacă mai e și neagră, undă verde. Haideți să ne întoarcem să vorbim despre pâinea adevărată. O mai găsim undeva? Da. Haideți să luăm pe rând. Ființa umană, ca să trăiască, permanent pierde energie. Această pierdere de energie se numește entropie. Și pentru a trăi, trebuie să completăm ceea ce pierdem. Acum eu am 36 de grade cu 5, nu știu cât o avea exact. N-am termometru. De unde am, când afară e 20 de grade, eu am 30? Din energia pe care o mănânc. Asta mă ține cald. Ficatul are 40 de grade. Și când trece sângele prin ficat, îl face 37 și când ajunge la periferie, avem 36 cât trebuie. Când avem mai mult, avem febră și consumăm mai mult. Înțelegeți? Când ești răcit, atunci scade temperatura și se strică totul. Deci noi avem nevoie, ca să trăim, permanent de energie din afara noastră, afara sistemului. Ea se numește antientropie. Adică niște energii din afara sistemului. E, hrana asta face. Și acum hai să luăm pâinea. Ceva ciudat, în ca prima carte a Bibliei numită Geneza, la capitolul 3, versetul 17, spune, atenție, Adam și Eva au păcătuit și spune să-ți câștigi pâinea cu sudoarele, cu sudoarea feței. Frunții, prin, da, sud, frunții. Auzi? Scrie față, nu sudoarea feții. Adică, atenție, să muncești mai mult ca să scoți pâinea. Atenție, în Eden. Au trecut 2000 de ani sau 4000 de ani și vine muntele fericirilor. Pâinea noastră de toate zilele. Pâinea-i toiagul vieții. Și uitați puțin, am aici un bob de glu. Am pus pe masă acolo niște un bob de glu. Puneți-l frumos el. E bine, pâinea ce este, domne? Este măcinarea niște unor boabe care au înainte o energie incredibilă. Și noi consumăm această pâine, aceste cereale, noi căpătăm energii. Căpătăm. Hai să vă spun câteva lucruri de aici. E de bine, înseamnă că mergem pe drumul bun pro-pâine, nu? Ascultați puțin. Deci, ce are bobul ăsta de grâu? Bobul ăsta de grâu, pe toată planeta noastră, are aceeași componente în toate țările lumii. Așa a făcut Dumnezeu. Toate au înăuntru calciu, magneziu, natriu, siliciu, zinc,
mangan, cupru, iod, toate elementele tabelului Mendeleev, atenție, toate. Și ce mic e că l-ați pierdut. În concentrație perfectă între ele, atenție. În concentrație perfectă între ele. Acum, ia să vedeți altă chestie mai tare. În momentul în care un bob de grâu nu are aceste componente așa cum trebuie, ce credeți că face? Prin transmutații, el își multiplică elemente respective. Un bob de grâu e micuț. Uitați-vă acolo cât este. Putem să-l zărim. Când în el intră apa, se fac niște presiuni de mii și zeci de mii de atmosfere. Pentru că e mic. Știți cum se sparg cele mai mari stânci? Se face un orificiu, se bagă o bucată de lemn și se pune apă. Și în momentul în care apa intră în lemn, așa forță face încât stânga face clic și se rupe în două. E bine, în bobul de grâu se fac presiuni incredibile. Și pentru că el devine un reactor atomic. Și bobul de grâu, și acum vă spun ceva formidabil, bobul de grâu poate face transmutații. Adică din azot face fosfor, poate să facă din calciu, magneziu și tot ce trebuie. Și vă dau un exemplu. E un bob de grâu. Și îl pui la încolțit. Bun. Intră apa în el, încep să pornească procesele și dacă în bobul de grâu integral fosforul e 423, în cel încolțit este 1050. Deci e mai bun încolțit. Păi nu că e mai mult, dar e de două ori și ceva mai mult. Magneziu e 133 și face 142. Calciu e 45 și face 71. Păi nu, eu vreau să înțeleg dacă e mai bine să mâncăm așa încolțit. A zis mai devreme că proporțiile sunt corecte. Deci în orice bob de grâu, așa cum este el, proporția e perfectă. În momentul în care germinează, el crește. Și ca să crească, crește și componentele lui. Și proporțiile se modifică. Deci... Și proporțiile se modifică când încolțește. Păi bobul ăla, uite puțin, are rădăcină, are tulpină, are flori, are spic, n-are nimic. E ca să ajungă, ca să facă din el o rădăcinuță care merge în jos și care absoarbe toate mineralele. O tulpină care merge în sus să țină totul respectiv și apoi să facă și flori și apoi să facă și spic și omă să facă și grâu în spic, nu? Vă dați seama ce poveste frumoasă, ce elemente și fiecare bob din ăla poate să facă zeci de boabe. De ce? Pentru că e un proces foarte interesant, rezultatul căruia noi avem pâine. Bagi un bob de grâu și scoți un pumn. Bagi un pumn și scoți un țac. Și atunci noi le măcinăm și atunci avem energie ca să putem trăi. Asta e foarte interesant. Și asta este pâinea. Acum, oamenii deștepți zic, domnule, eu sunt, uite, am găsit bobul de grâu aici. Oamenii zic așa, bă, nu mă bate la cap că noi nu suntem niște inculți, niște oameni din ăștia de jos. Noi suntem fini. Noi nu mâncăm pâine neagră. Noi mâncăm pâine albă. Uitați ce deosebire este între componentele minerale ale pâinii albe și pâinii negre. Și acum uitați-vă aici. Vitamina B1 în pâinea albă este de 80 cu 86% mai puțin. Vitamina B2 e cu 72% mai puțin. În pâinea albă. În pâinea albă. Fierul cu 84% mai puțin. 84%. De ce suntem anemici? Păi dacă ești bleguț și nu mănânci pâine neagră să iei fier și mănânci pâine albă, de unde să iei fier, tăticule? Domnul doctor, stați un picuț. Că sau? Poate că avem ascultători care mănâncă pâine albă și în mod corect se gândesc că, domnule, bobul ăla de grâu, coaja, a fost dată la chei, coaja care învelește, da, miezul bobului de grâu, a fost dată la o parte și a rămas ce este mai bun. Ce este rafinat, ce este măcinat, a rămas esența bobului de grâu. Dintr-un punct de vedere aveți dreptate. Dar dacă analizăm ce spuneți, iar nu merge bine. Bobul de grâu, am aici un desen, este exact îmbrăcat, să zicem așa, ca o banană. Ok, eu nu mănânc coaja de la banană. Dumneata, ești un, ești un om inteligent. Aici, eu fac aici o comparație. Așa, continuați. Ei bine, cei mai buni
în bobul de grâu, în coaja lui, în banana lui. Cum e la banană coaja, acolo e totul. Pentru că acolo sunt fibrele, acolo sunt substanțele cele mai importante și aici găsim omega-3 și acizii grași esențiali în momentul în care noi măcinăm, asta o dăm afară. Apoi, toată esența, toate vitaminele sunt în germene. În momentul în care măcinăm, se duce coaja, se duce și rămâne consistența bobului de grâu, care are numai amidon. Amidon e un polizaharid, prin care dacă pui apă în el, face apret. Și ăsta, dacă mănânci cantitate mare, te umfli și te îngrași. Dar n-are minerale, n-are omega-3, n-are vitamine, n-are enzime, n-are proteine, ci are numai glucid. Și anume glucidul, care e masiv în tot bobul respectiv. Un om inteligent trebuie să ia bobul așa cum l-a făcut Dumnezeu, că știe Dumnezeu de ce l-a făcut așa. Trebuie să mâncăm pâine integrală. Și atunci avem și din coajă, și din interior, și din germene. Vă dau o problemă de rezolvat. Nu-mi place pâinea integrală, sub nicio formă, mănânc doar pâine albă, dar compensez, domnule doctor, mănânc cereale, pun în lapte, cereale cu fibre, cu tot ce trebuie, în schimb, pâinea o mănânc albă. E bine? Domne, ce sunt, fiecare om are particularitatea lui. De asta am zis. Dimineață mănânc cereale, dar la prânz trebuie să mănânc pâine, nu cereale. Că bine, nu, dar mâncăm albă. Și atunci corpul își ia fibrele de acolo, secundă, de la mic dejun. Faptul că mâncăm albă dimineața, la prânz, noi pierdem niște lucruri gratis când putem să le câștigăm. Tot avantajul managerului este ca să aibă cât mai mult profit. În momentul în care eu mănânc pâine albă, eu pierd, pierdem tot ce e mai bun din pâine, pierdem pentru că ne îngrășăm. Cine mănâncă pâine albă se îngrașă. De adevărat că și pâinea îngrașă și prostește este o expresie. Am auzit-o. Faptul că pâine prostește, a spus-o cineva care nu prea gândea cu multă inteligență. Acum și aici e o chestie interesantă. Dacă nu aranjăm bine amidonul respectiv și nu-l prelucrăm bine și nu se coace bine pâinea, rămân niște resturi care pot face amiloid și să facă boala Alzheimer. Vedeți că lucrurile sunt foarte interesante. Deci boala Alzheimer e o boală în care nervul primește deasupra niște cocă de pâine nebine prelucrată. Și împreună cu grăsimile animale, împreună cu făina albă, împreună cu fumul de țigară, toate astea la un loc nu fac decât să facă ca nervii să fie acoperit cu amiloid. Și în acest punct de vedere, dacă o luăm, pâinea albă poate să facă pom să își distrugă structura. De aceea avem nevoie de pâine. Ce se întâmplă? Toată inteligența lui Dumnezeu stă în fibre, adică printre altele. Spuneam anterior, săptămâna trecută, de benzină și de lemne. Foarte bună comparație. Pui benzină, bufnește. Corect. Pui lemne, merge încetișor. Pui în grâu fibre, tărâțe, arde perfect. Pui numai amidon, explodează. Dă energie multă, intră în sânge, intră în nervi și oamenii încep să nu mai gândească bine pentru că au prea mult. De aceea, de azi înainte, nu mai mâncați ca covrigi, că e numai pâine albă. Nu mai mâncați numai pâine albă, pentru că se depune și în vase. Nu e sănătoasă. Pâinea albă se depune pe vase? Păi dacă înăuntru are amidon și amidonul respectiv se depune pe nervi în special, se depune. Amidonul e un polizaharid. Și polizaharidul ăsta, știți cum lucrau pe vremuri cizmare? Ați auzit de pap? Înainte nu erau tot felul de substanțe chimice. Luau făină, puneau apă în ea, dădeau cu deștul, așa, și după aceea puneau pe piele și se întărea ca blacheul și reținea tot papul. De unde? Din grâu. Deci grâu în sine nu e decât, dacă vreți așa, e un lipici, dacă este singur. Pe când dacă pui minerale, ăsta face ca un fel de țesătură în el. Nu mai se face numai cheagul acela,
ci fiecare fibră pune alături și amidon și totul se face digestia bună. Uite, eram pregătit cu o întrebare, dar pe semne că mi-ați dat răspunsul. S-a înțeles puțin. Adică, știți care era întrebarea mea? Spune-o, domnule. Spune, mâncăm pâine, mă rog, graham, cum o numim, integrală. Dar și pâinea integrală conține interiorul bobului de grâu. Poate în cantități mai mici. O secundă, dacă e integrală, integrală. Da. Deci cu tot ce are coaja... Dar cuvântul integral înseamnă că e 100%. Asta e integrat. Și că eu sunt integrat 30%. Nu, e integrală, deci conține și miezul bobului de grâu, nu? Tot cu, dacă e integrală. Deci conține și miezul, care ziceți că nu e atât de bun. Domnule, stai dar puțin. Dar acum am înțeles de la dumneavoastră că dacă totul conține și fibre, se mai domolește totul impactul. Totul e foarte bun, nu e nimic prost în ăsta. Ok. Dar e bun când e în sistem. Când începi să le rupi în bucățele și arunci ce e mai bun, care face cheagul și rămâi numai amidon, aia nu e foarte sănătoasă, din contra. Ori te îngrașă, ori îți depune pe vase și face Alzheimer. Deci țineți minte, pâinea albă, uleiurile animale, fumul de țigară, toate astea nu fac decât un fel de cocă amiloid care îți depune pe vase 20, 30, 40 de ani, că mănânc numai pâine albă eu. Eu sunt intelectual. Nu mănânc ca orice om obișnuit pâine neagră. Și pe când dacă pui pâine integrală, fibrele alea intră în amidon. Și atunci el nu mai face coca aia puternică, tare, ci face exact, uite că e murdărie pe jos, dai cu mopul. Pac, pac, pac. Unde e murdăria? În mop. De ce? Absorbit-o uniform. Și de aceea cei care mănâncă, domnul doctor, cei care mănâncă pâine albă, fac o greșeală și mai mare dacă mănâncă pâine albă fierbinte, pâinea abia scoasă din bucătărie. Hai să luăm acum. Cum se face pâinea? Pâinea se face din bobul de grâu, da? Care are înăuntru glucide, amidonul, și amidonul, dacă îi pui niște fermenți, el se transformă în bioxid de carbon și apă pentru că este glucid, e dulce. Și punând înăuntru drojdie de bere, da, având fermenți, ăștia încep să transforme glucidul, amidonul, în bioxid de carbon și apă. Ăsta face presiune înăuntru în aluatul ăla care e mare și atunci îl face pâinea pufoasă. Cine face pufos? Aerul. Care aer? Bioxid de carbon. Deci noi când punem în pâine fie maia, fie punem drojdie de bere, asta face ca să se fie plină de aer și ea face ca pâinea să nu fie ca lemnul. Mergeți la magazin și găsiți pâinea aceea cu 2 lei și ceva, am vrut să cumpăr numai, e tare ca piatră, nu poți mânca 3 felii, pentru că e 100% integral. Și o pâine grea, maronie, dacă mănânci 3 felii, nu mai ai nevoie să mănânci nimic. E exact bobul de grâu prelucrat. Bun, și de aceea în toate pâinile se pune și făina albă, ca să dilueze concentrația. Domnule doctor, mai avem 2 minute, ca acum, să știți. Da, o secundă. În momentul în care, și întrebări de la ascultători. Da, în momentul în care băgăm aluatul ăsta, el lucrează. Trebuie să stea un timp să moară. Aha. Dacă mănânci crud și încă e cald, ăsta lucrează în continuare. Și după ce tu ai mâncat, ăsta începe să-ți facă gaze. Și începi să te balonezi, nu te simți foarte bine, pentru că nu se face perfect. Și de aceea nu mâncăm pâine caldă. Să lăsăm măcar o zi să se ducă aluatul și ca să fie pâinea sănătoasă. Deci e pericol mare și dă dureri mari de burtă și dă peste cap tot, pentru că asta lucrează permanent. Domnule doctor, pâine integrală spune să mâncăm sau intermediară? Aia intermediară cum vi se pare? Păi nu-i total intermediară integrală. Păi știi că nu e tot același lucru. De-aia vă întreb. Între integrală și intermediară? Cea mai bună este integrală. Însă integrala 100% nu se poate mânca. Că am e foarte concentrată. Da. Și atunci oamenii au făcut ceva intermediar. Are okay. De toate. Bun. Da. Întrebări de la prietenii noștri ascultători. Așa. Spuneți-mi câtă pâine să mâncăm pe zi. Albel ne întreabă câte pâine e sănătos să mâncăm. Și ne referim la pâinea, o scoatem pe cea albă. Deci clar, am înțeles, pâine albă, adio. Vreau să vă mărturisesc ceva. Nu mai mâncam pâine deloc, dar de când dumneavoastră mi-a spus că este nevoie, dar de pâine sănătoasă, am început să mănânc pâine sănătoasă. Deci mâncăm pâine sănătoasă, dar câtă, domnule doctor? Hai să facem socoteală așa.
O felie are cam 30 de grame. 30 de grame, depinde cât de mare, 50 de grame, nu? Uh-huh. 3-4 felii de pâine pe zi ajunge. Dacă mănânc jumătate de pâine pe zi, dacă mănânc o pâine pe zi, e prea mult. De aceea zic, măsura dă sănătate. Deci trebuie să mâncăm și încă ceva. Noi avem bunul simț, știi? Uite, am nevoie de, la o supă să mănânc și o felie de pâine. Mănâncă una. Mâncarea asta, n-ai o felie de pâine? Nu merge. Cum pun niște vinete, nu pot să mănânc vinete. Pun pe o felie de pâine. Și atunci trebuie echilibru. Bă, cam câte felii am mâncat? 4, cam mult. De ce? Păi eu te pun în plus. Și mâine o să fiu mai gras. Dar cei care mănâncă la micul dejun pâinea bună, dar prăjită. Știți că avem prăjitorul de pâine. Prăjitul are și el grade de prăjeală. Una e când pâinea este moale, o bagi înăuntru, se face mai tare, una când se face sfarog și alta când se face maro. În momentul în care pâinea este maro, are acrilamidă și otrăvitoare și dă cancer exact cum dă acela, cartoful prăjit. Deci că e prăjeală. Deci, dar nu e momentul... ulei, e coaptă, practic. Domnule, nu înțelegi aici că dacă este coaptă și curată, nu-i maro, e sănătoasă. În momentul în care se face maro, se face caramel, ala are acril amidă. Pentru că grăsimea din pâine împreună cu amidonul fac o substanță acrilamidă care în anul 2002 a zguduit planeta și a spus cine mănâncă cartofi prăjiți vor face cancer de ficat. Și nu e glumă! Și de aceea cafeaua în ultimul timp a primit o lovitură de grație pentru că fiind băgată în prăjeală jumătate de oră sau un sfert de oră peste 200 de grade face acrilamidă, substanță dovedită cancerigenă. Deci dacă mâncăm pâine neagră cu coază în aia maronie, noi mâncăm acrilamidă. Deci o putem încălzi la acel prăjitor de pâine până când ea este un pic... Se face galbui maronie. Atât, numai. Nimic. Atât. În momentul în care se face maroniu din ce în ce mai rău, este periculoasă și tăiați-o, dați-o afară, pentru că dacă intră în noi, are acril amidă. Bun, observați, o ultimă întrebare vă rog. Scurtă, pentru că a venit încă prima întrebare. Pâinea nedospită este bună pentru diabetici și ce recomandați pentru diabetici? Ce pâine de recomandați pentru diabetici? Se întâmplă două categorii, este maiaua și este în partea numărul 2, țaicul acesta, cum îi spune, substanța care se pune, drojdia de bere. Okay. Deci din bere este o drojdie. Corect. E bine, maiaua se face din făină care o las singură și singură se face. Important, n-are importanță din ce e făcută. Important este ca să nu mai aibă înăuntru substanțe care o fac să se umfle din ce în ce mai mult. De aceea trebuie un timp ca să se potolească. Deci nu contează că dintr-o parte sau dintr alta, important este ca pâinea să fie sănătoasă și să nu fie nici foarte moale, nici foarte tare, adică iar bunul simț. Când pâinea e moale, că cum a venit pe vremuri turci ăștia, și ai o pâine întreagă și o strângi așa, și o pâine dodește, ai nu-i sănătoasă, ai da, o frătură. Apoi când e bolovan tare ca piatră, iar nu-i sănătos. Deci important e să fie așa, ca pâinea. Să pui degetul înăuntru, să lasă amprentă, iei degetul, să revină înapoi. Și atunci ai pâine sănătoasă.